Victorie pentru sărbătoriții de flori. Cristina Neagul a dedicat succesul de la handbal selecționerului Florentin Pera și Crinei Pinte. Româncele de la handbal au o zi superbă de flori după victoria la 15 goluri în fața Portugaliei. Nu ne gândeam, ne așteptam la un meci cât de cât echilibrat. 15 goluri înseamnă destul de mult totuși în handbal. Fetele nu mai au emoții pentru calificarea la mondial, de unde România n-a lipsit niciodată. Returul cu Portugalia e pe Pro Arena și pe Voio miercuri de la 22:15. Acest lucru sigur că ne motivează să muncim cât mai mult în vederea atingerii obiectivului care ne-a propus de a ajunge la Jocurile Olimpice Paris 2024.